Utilajele de dezăpezire ale societății Edilitara au fost scoase din garaj, acolo unde erau parcate din luna ianuarie. Contractul primăriei Târgu Jiu cu societatea care se ocupă de îndepărtarea zăpezii de pe carosabil a expirat, astfel că pentru intervențiile din ultimele două zile a fost nevoie de prelungirea contractului. S-a luat decizia să se pună lamele înapoi pe mașină și să am reușit să intervenim, la timp. Așa înseamnă că veți primi și bani în plus? Dacă spuneți că acest contract se încheiase și... Orice muncă prestată este plătită. Contractul este cu Edilitara, cu societatea Consiliului Local. Dar contractul de zăpezire avea termen limită data de 1 martie. Prelungit va fi și termenul de finalizare al unei curățenii, așa cum a fost denumită luna martie. Din cauza zăpezii, angajații societății nu au mai putut desfășura activități, astfel că perioada efectuării lucrărilor de curățenie va fi prelungit cu încă 3 zile. Cu toate că temperaturile scăzute au revenit, panseluțele primăriei Târgu Jiu rezistă. Nu au niciun fel de problemă. Sunt foarte rezistente la temperaturi scăzute. Ar fi trebuit să încheiem pe 30 martie, probabil că o să mai prelungim maxim 3 zile. Vremea nu vă încurcă? Ba da, tocmai asta spuneam, că chiar ne încurcă, de-aia și trebuie să prelungim. La un moment dat oamenii au fost scoși din activitățile zilnice. Deocamdată nu se știe care va fi suma pe care primăria va trebui să o achite către Edilitara pentru serviciile prestate pe cele două zile de activitate.